Și am întrebat unde este împăratul de prorocul ascult al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua și am venit să ne întâlnim. Marce de acolo. De departe, de departe, gutul plâng cu inimii calde, după steaua lui Avram văzută de Balaam, vin magii cuvântului în largul pământului. Vin magii printre cioveni, după 2000 de ani, să întrebe ca la început, oare unde s-a născut Domnul împăraților, bucuria fraților, luceafărul zorilor, dragostea surorilor. Iată unii din cetate, ies cu frunță din puntate și privind cu gând ascuns magilor de răspuns. O, voi magi de răsărit, nu știm nici ce am auzit. De pe un plumb venit din cer, de vreun nastru mesager, în zădar mai căutați plumb din cerul întrupați. Nimeni astăzi, nimeni azi în lumea noastră n-a văzut vostea mai astră, luminând cu un an bătrân vreun copil născut pe frâie. Totul, totul, e o poveste, cum din cer la noi nu este. O, ba da, voi magi de-apoi, pruncul e aici la noi. Pruncul cer de zări albastre e aici în piața noastră. Pruncul soare, pruncul crin, e în orice crest, în orice crest creștin. El e pruncul ce s-a dat să ne spele de păcat. El, o trasla lui Isai, ce ne crește către lai. El ne scapă de îndoială, este a noastră, nu e doamnă. El ne dă nădejde vie, este a noastră, e lumin. Este a noastră, nu-i pustie. El ne mângă, e alină. El e mer și e pruncul. Noi cinăm mereu cu el, el e pruncul și creator, el e staul și păstor. El, din staurele noastre, ne va duce către astre, de pe acest întreg pământ, într-un singur staul sfânt, și vom fi un singur tot, toți o turmă și un păstor. Amin. Amin.